noi. Are you willing to jump? Sunteți dispuși să săriți? I am the monkey. Eu sunt maimuța. I'm inviting you to jump. Și vă invit să săriți. Are you willing? Sunteți dispuși? You know, we say we, but then we don't do. Știți, de foarte multe ori spunem că vrem să facem lucruri, dar la un moment dat se întâmplă să ne blocăm. Because then we engage with the doubt. Pentru că ne ambalăm în îndoieli. We engage with the fear. Ne ambalăm în frici. We engage with the part of us that says we cannot do it. Și ne ascultăm acea parte din noi care ne spune că nu putem să facem. And we are not good enough. Că nu suntem destul de buni. Yeah, or that we are missing something. Sau că ne lipsește ceva. Are you willing to jump? Așa că ești dispus să faci saltul? I'm gonna give you tools that are too easy. O să vă dau niște unelte care sunt mult prea ușoare. Too ridiculous. Mult prea ridicole. They will help you to jump. Dar te vor sprijini să faci saltul. If you use them. Dacă le folosești. If you don't use them, they don't do anything. Dacă nu le folosești, nu fac absolut nimic de folosit. So it's not as important of what you're gonna get here today. Nu este foarte important ceea ce vei primi astăzi aici. But what you're gonna do when you leave. Ci ceea ce este cel mai important este ce vei face după ce vei pleca de la acest curs. Okay. So I was invited to a peace conference in India. Am fost invitată la o conferință de pace în India. So the question was, what do we do from here? Și întrebarea era, ce facem de acum încolo? Great, great messages, great information, but... Mesaje minunate, o informație extraordinară, dar... So are we gonna practice or not? Și întrebarea este dacă vom practica, dacă vom acționa efectiv sau nu. And I want you to be aware of something. I want to bring it to your consciousness. Și vreau să fiți foarte conștienți de un anumit lucru. We say we want peace, but we don't. Cu toții spunem că vrem pace, dar de fapt nu ne dorim asta. Because peace is outside of our comfort zone. We don't know how to behave. We don't trust peace. Pentru că pacea este în afara zonei noastre. We boycott peace. Pentru că noi suntem cei care boicotăm pacea. If you are having a good time, if you are happy, you are suspicious. Dacă te simți bine, dacă ești fericit, ești o persoană suspectă pentru ceilalți. If somebody is happy, you are suspicious. Dacă cineva este fericit, e suspicios. Yeah, we are suspicious of happiness. We are suspicious of peace. Și suntem suspicioși pe fericire și pe pace. We think something bad is going to happen. Într-un fel, parcă am crede că urmează să se întâmple ceva rău. So, I realized this in Mexico. Și am realizat acest lucru în Mexic. I was invited to a women's jail. Am fost invitată la o închisoare pentru femei. And because after I was there, they were so much at peace and the jail was so quiet. Și pentru că după ce am fost acolo, erau foarte liniștite și pușcăria era închisoarea acestui. They had escaped. S-au dus să verifice dacă cumva au evadat. Because they never been that quiet. Pentru că niciodată n-a fost atât de multă liniște. They suspected, you know, something bad is happening here. They must be preparing something, you know, they must be preparing their escape. Erau suspicioși că poate se întâmplă ceva în neregulă. But the most important thing is that I'm not invited back to dar the ce, jail. They don't invite me back. Dar cel mai important lucru de reținut este că nu am mai fost invitată acolo. Okay. Because they are suspicious. Pentru că they sunt suspicioși de pace. Nu vor liniște. They feel uncomfortable. Se simt inconfortabil. See, in India, they don't hear the honking. În India, asta ca un exemplu, oamenii nu aud claxoanele.
When I brought it out to the tour guy, he said, nobody's honking. Când mi-am spus, l-am întrebat pe ghidul pe care l-am dat, de ce claxonează toți, el mi-a zis, dar nu claxonează nimeni. He said, really, I'm not really honking, he said. Și el zice, dar acum nu claxonează nimeni. And I laughed, and I said, you can't go here. He's honking, you know. Și atunci am râs, cum se poate să n-auzi, pentru că sunt o grămadă care claxonează în momentul ăsta. It's interesting, we are so used to things that we accept them as normal. Și ceea ce e interesant este că suntem atât de obișnuiți cu unele lucruri, încât le acceptăm și le considerăm ca fiind normalitate. So maybe we accept not having money as normal, not finding a job as normal, not being happy as normal. Și este posibil să considerăm că să n-ai destui bani, să nu fii fericit, să nu ai, nu-ți găsești un job, ca fiind niște lucruri extraordinar de normale. Depending on other people outside of ourselves as normal. Se consideră că poate e normal să depindem de oameni din exteriorul nostru. Yeah. So, our job is to be happy people. Dar treaba noastră este să fim oameni fericiți. And if we are happy, we are going to create a happy world. Și dacă noi suntem fericiți, vom crea o lume fericită. See, peace is going to be created by the young people. Pacea va fi creată de oamenii tineri. The young people will find a way. Oamenii tineri vor găsi o cale. But we are the ones giving them our example, yes. So we have to become happy first. Dar noi suntem cei ce le dăm exemplu. Și de aceea noi suntem cei care trebuie să fim prima dată fericiți. So, are you jumping? Deci, săriți? It's easy. E ușor. Because I found the easiest way. Pentru că eu am găsit cea mai ușoară cale. It works. Și funcționează. Maybe I'll convince you. Și poate pot să vă convinc. Although I'm not in the business of convincing people. Și deși nu mă consider că sunt în genul ăsta de afacere, de a-i convinge pe oameni. I'm in the business of sharing. Eu sunt în postura de a împărtăși. Sharing what helped me. Și ceea ce împărtășesc este ceea ce m-a ajutat pe mine. I'll tell you a lot of stories today. Și astăzi o să vă spun foarte multe povești. And maybe you'll resonate with some of the stories. Și poate că vei rezona cu unele dintre aceste povești. Some other stories you will think I went really crazy. Saying I love you ain't always easy to do. But I know these words and what they can lead you to. A state of mind where rage and anger will fade.